Mulțumesc, domnule președinte. Declarația mea politică se referă la modernizarea României prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Stimați colegi, ne aflăm în secolul 21, iar de cele mai multe ori când ne referim la modernizare, vorbim despre reducerea emisiilor poluante, conservarea mediului, reciclarea deșeurilor, folosirea pe scară largă a energiei verzi, etc. Toate aceste obiective sunt importante, dar nu trebuie să neglijăm localitățile din România care se confruntă cu lipsa unei infrastructuri minimale pentru asigurarea unui trai decent. Și mă refer aici la servicii medicale, școli sau grădinițe, proiecte de infrastructură locală, racordarea caselor la energie electrică, canalizare sau apă curentă. În acest sens, programul de guvernare propus de cabinetul Dăncilă pentru perioada 2017-2020 prevede un număr de 10 servicii publice ce urmează să fie implementate în localitățile din mediul rural, respectiv. Sănătate, dispensar medical rural sau centru medical de permanență, educație, școli, grădinițe, creșe, apă, canalizare, energie termică și energie electrică, transport, drumuri, modernizare sau reabilitare drumuri comunale și județene, salubrizare, cultură, cămin cultural, culte, reabilitare lăcaș de cult, sport, construcție sau modernizare baze sportive pentru sport de masă și sport de performanță. Și un ultim serviciu public, locuințe. Locuințe sociale, locuințe pentru tineri, locuințe de serviciu pentru specialiști și clădiri cu risc seismic. Pentru o mai bună gestionare a fondurilor prevăzute în vederea implementării proiectelor mai sus menționate, au fost prioritizate și comasate toate proiectele de finanțare într-un singur program, respectiv Programul Național de Dezvoltare Locală. Iar Ministerul Integrator a fost desemnat Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. Obiectivele asumate de guvern prin programul de guvernare sunt foarte ambițioase, iar sumele care au fost și vor fi atribuite din bugetul acestui program relevă importanța care se acordă îndeplinirea acestora. Astfel, PSD și Cabinetul Dăncilă își propune până în 2020 87% dintre case să fie racordate la serviciile de apă, 60% să fie racordate la serviciile de canalizare, 80% dintre locuințe și 100% dintre terenurile agricole să fie cadastrate și înregistrate. Toate școlile să aibă autorizație de funcționare. 61% dintre drumurile județene și comunale să fie modernizate. Trebuie subliniat că îndeplinirea acestor obiective ține de modul în care autoritățile locale se implică prin depunerea proiectelor pentru finanțare și prin modul în care realizează lucrările finanțate. Vreau să-mi exprim convingerea că acest program își va îndeplini obiectivele, deoarece prin PNDL au fost deja finanțate un număr important de proiecte, iar acest aspect a dus la creșterea interesului autorităților locale pentru finanțarea de proiecte prin intermediul acestui program. Există sute de localități care au reușit să modernizeze școli sau dispensare, să modernizeze drumuri sau să construiască și să extindă rețele de apă și canal. Implementarea proiectelor prin acest program a dus la creșterea nivelului de trai al românilor și a demonstrat încă o dată că PSD este singurul partid politic care se apleacă în mod constant asupra problemelor de bază ale societății și cetățenilor români. Vă mulțumesc! Luminița Maria Jivan, deputat PSD de Caraș-Severin.